Haideți să facem și un mic antrenament. În jurul pescătorii. Haideți. Vitamine și drojdie de bere pe mâncare. Am zis că fac treaba asta de două ori pe săptămână. Câte două lingurițe din fiecare. Ia uitați cum intră la masă. Ia uitați, grămadă. Că poate acum câteva zile spuneați că nu le place, de uite. Singurii sunt puii care mai zăbos, vezi un pic pe afară. Dar în rest, bătrânii intră direct la masă. Drojdia de bere, doar atât, are un miros mai ciudat. Dar în rest, vitaminele alea miros chiar super. Am încercat să fac și o filmare de în dronă. M-ai învățat un pic, ne-am mai acomodat cu ea. Îmi spuneți păreri. Apă proaspătă, mâncare proaspătă, vitamine, altceva ce mai vor. Acești porumbii. Le-am renuit și gritul. Am ajuns cam o dată la două zile să le fac treaba asta. Le-am făcut și curățenie. Au pui, au nevoie de tine. Mă cam disperă că din asta mică cam dă rău pe jos. O să mă duc să le aduc și iarba. Ia uitați, sunt înnebuniți. Am găsit un loc unde e numai trifoi. Ia uitați. O să le punem și apă să facă baie. Thank you.
când am avut asta mai mare, nu mai sunt așa buluc. Ceilalți ciugule iarbă. Ce colorit are puiul ăsta. Superb. Mâine cred că pregătim un antrenament la vreo 40 de kilometri, am un drum pe undeva. O să iau și pe ei. Acesta nu vrea deloc să se împerecheze cu floria de 2019. Le-am desperecheat, i-am făcut tot și nimic.